Mi-a zis Trin Ciorcel, vaccinează și cu doza 3. Nevastă mea are 90 anticorp, nevaccinată. Ei s-a spus, mergi și vaccinează. I-a zis Trinul Ciorcel. Deci noi. Doamne, bunie! Da. Domne, stai puțin să-ți explic. Deși ție sunt convins că dacă ai spus lui Trin Ciorcel că ai anticorpi în momentul de față și nu știu, ai 700, 900 sau 1000, la o să spună, Terheș, vaccinează-te. Păi nu-l vaccinează, că Terheș nu e doar preot, e și infecționist și încă nu e lămurit cu vaccinul. Stai puțin, mă, deci... Nu, asta domnule, dar au zis eu pe corpul meu, mie nu vine să spună nimeni ce să fac. Da, domnule, așa e. Deci, realitatea e următoare. Deci, hai să stabilim o chestie de principiu, de unde pornim. Îți oferă acest vaccin imunitate? Nu-ți oferă. Te protejează acest vaccin de la a da virusul altora? Nu. Prin urmare, de ce impui chestia asta? Că există la unii care le poate produce un beneficiu? Da, putem, hai să presupunem. Teoretic e adevărat, dar în același timp nu putem nega faptul că există oameni care sunt afectați negativ de acest vaccin. Și atunci de ce nu vorbești de adevărate tratamente împotriva acestei infecții care i-ar ajuta pe oameni fără să le producă aceste efecte secundare adverse? Aici e toată chestiunea. Iohannis ieri, de exemplu, împarte românii în vaccinați și nevaccinați. De ce nu împarte între oameni sănătoși și bolnavi? Care e chestiunea asta cu vaccinul? Că nu. Păi au zis, eu aș vrea să lucreze chestia asta, dar nu lucrează cu oamenii. Trebuie să explicăm aceleași lucruri, mă? Ce procent de vaccinație aveți în Belgia? Nu știu, că nu am verificat. 92%. Așa. Ce procent e în România? Păi și-au stins pandemia în Belgia. Ați văzut în portul? N-au stins nimic. În Belgia nu poți să intri nicăieri fără toate astea. Nu. Nici la hotel. Domnule, eu când vorbesc de pandemie și de stingerea unei pandemii, eu vorbesc de morți și de ATI-uri, domnule. Nu vorbesc de frecții și păi de terase. Păi nu vă supărați, morții din România au murit din cauza condițiilor din spitale, că și alții au avut foarte mulți bolnavi în spital, dar i-au tratat, au ieșit fii de acolo. Aici e problema. Da, deci știți și de pentru că România, în afară de a băga deci gazul pe gură, n-au... Știți de ce au murit ăștia pe aici prin ATI-uri și știți de ce crapă de muncă ateiștii. Dom'le, îi reprezentați inteligent și uman pe români. Evident că știu, pentru că mi-am făcut temele înainte de a vorbi cu tema asta, că nu permit să vorbesc chestii pe care nu le cunosc. Dom'le, nu mă pronunț. Poate vă luați un scurt concediu de acolo, de la Bruxelles, și veniți un pic prin ATI-uri și prin morgi. Și dacă lucrurile sunt așa de legere, veniți, domnule, faceți. Nu sunt legere, dar cine spune că sunt legere? Faceți un voluntariat. Dar auziți, întrebarea mea este următoarea. Faceți un voluntariat în ATI-uri, domnule. De ce depozitele... Da, nu-i problemă, că mă duc, nu mă tem. De întrebarea următoare, de ce depozitele Unifarm, de ce depozitele Unifarm din România, care sunt pline cu echipamente medicale și medicamente, nu se eliberează în momentul de față să se dea aparatele la spitale? Ca să aibă spitalele patru și pompe pentru aer. Cred, de ce pentru nu că guvernanții în general sunt proști. Și pentru că sunt proști și pentru că la Unifarm parchetul a pus sechestru pe medicamente, că atât îi duce capul. E adevărat. Și eu vă întreb. Deci, ok, parchetul a pus, bă, nebună aia. Da. Cum trag să pui, mă, sechestru pe medicamente când ți-e zbor oameni din spitale când au medicamente? Domnul Terheș, când trebuiau să-l înfunde pe profesorul Burnei, trebuiau să demonstreze că ăla lua șpăgi. Ăla nu lua șpăgi. Cine vroia, dădea la o fundație a spitalului tot la copii. Dar nu despre asta e vorba. Tatăl unei fetițe care i-a reparat picioarele, domne, omul era cioplitor de cruci în cimitire, domne. Și a făcut o placă de marmură în care erau inscripționate numele directorilor care au fost șefi la clinica aia de-a lungul timpului. Domne, parchetul a demontat placa aia ca probă în dosar, că a fost mită luată de Burnei. Ăsta-i creierul lor, domne. Acum, noi putem să discutăm de imbecilitate, care este un factor subiectiv, ai niște cretini, și putem să discutăm de factorul obiectiv. Domnul Terheș, domnule, atenție! Sunt ateiste, nu vreau să spun județul, dar probabil că se întâmplă în multe locuri chestia asta, care din cauza sindromului ăla burnout, din cauza prăbușirii, nu mai rezistă nici fizic, nici psihic, domnule, au început să întoarcă masca, dacă știi și aia. Au început să întoarcă masca, să tragă din ea. Domnule, și eu stau să mă uit la niște figuri dintre astea. Domnule, dacă vreți să vă vaccinați, vaccinați-vă, că eu nu vă pot opri și nu pot opri pe nimeni să se vaccineze. Să o facă cu câte două păi se vrea. Nu, domnule, dar problema este, domnule, că sunt oameni care, la care vaccinul ăsta nu funcționează. Sunt oameni la care le produce efecte secundare și sunt oameni care au contraindicații. Nimeni nu vorbește de chestia asta. Ce faci cu oamenii care au contraindicații? Să nu se vaccineze, domne, fără discuție. Dar nu vor primi pașaportul verde. Păi nu mai pot intra nici să mănânce.
Domnule, aia care au contraindicații, vă rog foarte mult să nu dezinformați. Aia care au contraindicații și au document de la medic că au contraindicații, se bucură. Unde ajungi, mă, la medic? Dar nu, nu poți să intri în spital la ora asta. Da. Dacă vrei să intri la un medic, nu poți. Băi, prietene, cum să nu poți să intri? Ia încearcă tu să intri la nevastă mea la spital și vei intra. Dai telefon cu o zi înainte. Dar contraindicații? Dacă am, sigur că ce specializare? Pe dermatologie, pe boli imune care țin de dermatologie. Și unul care are cancer la un moment dat? Îl obține de la medicul lui curant. Atenție mare, păi dacă tu nu știi, dăm voie. Să facă tratamentele de radioterapie, Mirele, dăm voie. Ca măcar oamenii să afle și un lucru folositor, nu numai aiureli. Dacă vor să ajungă la un spital, iau trimitere, iau legătura cu medicul respectiv, medicul respectiv de azi pe mâine îi dă pe listă la poartă, vin a doua zi dimineața la spital, trec prin triaj, li se face testul. Din momentul, deci vaccinați, nevaccinați, n-are nicio importanță, li se face testul, în momentul în care testul este negativ, se duc la doctorul care trebuie să-i consulte. Auzi, dar dacă unul are anticorpi, că poate a făcut boala, dar n-ai, nu-i trecut în vreo de asta, și vine și se arată care, nu știu, 200 anticorpi. Și dacă intră în spitalul nostru? Nu, mă, stai mă puțin, stai mă, lasă-mă să întreb. Bă, stai, nu te mai grăbi, mă, stai. Hai, mă întreabă, mă, mai lasă retorica asta, că nu suntem actori. Da, mă, asta Bulandra. Este, ce să faci? Zi. Așa m-a născut, mă, actor la Bulandra. Bă, dacă arată că are anticorpi în număr mare, așa, el poate să o primească pașaportul verde sau trebuie neapărat să facă vaccin? E întrebare. E o întrebare firească, logică. Dacă este, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, este trecut prin boală. Uite, m-a întrebat nevastă mea, ce, zice, trebuia să am anticorpi mai mult de 0,8 și zice, eu am 80. Zice, eu pot să obțin pașaportul verde? O singură condiție, dacă are un test pozitiv în ultimele 6 luni, ceea ce e absurd. Da. Păi cum? Dacă are un test pozitiv? De ce? Așa. Și dacă a făcut boala, deci, pentru că dacă a făcut boala, cum a făcut majoritatea, și-au stat acasă, s-au tratat cu pălincă și cu usturoi și care cu ce s-au tratat, cu vitamina C și cu paracetamol, și după aia le-a trecut boala. Și s-au dus și și-au făcut test și a ieșit negativ, dar după aia și-au făcut test de sânge și a văzut că au anticorp, cum a fost și cazul meu. Așa. Așa, de exemplu, nu pot primi certificatul verde, că n-au avut test pozitiv. Da. Dar aici este ceva înfiorător. Ăia poate să-și facă teste, părinte. Păi de ce să-și facă teste dacă omul e sănătos? Dacă omul e sănătos și are anticorp, eu nu înțeleg. Deci, a nebunii lumea, fraților. S-a întors pe vizita cu roțele sus. Discutăm aceleași subiecte. Da, mă, discutăm și repetăm subiecte. Păi nu, dar uite, sunt întrebări pe care le pun și oamenii. Nu, dar eu aceleași. Trebuie să se găsească niște răspunsuri. Nu, m-am plictisit să tot explic. Am explicat cât am putut. Dar nu e vorba de explicație, Mirel. Dar nu emisiune de emisiune. Dar nu e vorba de explicație aici. Păi e vorba de întrebări. Dar dacă avem un cască, dar dacă avem... Bă, dar dacă unul are insuficiență respiratorie și nu poate să-i spună centura de siguranță... Păi nu vă supărați, dar unde trăim? Păi hai să... Ok, dar omul ăla are dreptul și libertăți fundamentale. Are, domne, sigur. Omul ăla să testează, da. Da. Păi da, asta de ce să se testeze, domnule, dacă ăla e sănătos și arată că are anticorp? Ești prezumat infectat și cetățean de mâna a doua, dacă nu ești injectat cu un produs medical al unei firme private, creat, toate medicamentele sunt private, domnul Tănești. Haideți, nu intrați, să vă curs comunist. Toate medicamentele sunt firme private. Exact. De același subiect în buclă, eu sunt foarte plictisit. Trăim, și aceeași explicații. Eu cred că încă una de zile vom discuta de asta. Marțea și joia, aceleași explicații. Ce dracu? O să vorbim de fotbal marțea viitoare. Da. Dar ideea e următoare, explicați-mi și mie, că eu acum tehnic mă interesează. Deci dacă nu aveți certificat și ăștia hotărăsc că intrați doar cu certificat, vă duceți la poartă, acolo sunt niște ofițeri de ăștia, agenți de securitate, nu ofițeri, da? Care ce o să vă zică? Nu intrați și dacă vreți să intrați o să vă pună mâna în piept? Da, bineînțeles. Stai puțin. Cum nu aveți imunitate. N-au voie. Păi, e de aia spun. Deci, o să vedeți. Deci, în momentul ăla este ultraj. Stai seama, ce o să fie exact scene ca și o șoacă cu Mahler, aceleași scene. Nu are legătură cu ce fac ei acolo. Eu vă spun doar că mandatul unui europarlamentar nu poate fi îngrădit în felul ăsta. Corect. La fel cum nu poate fi îngrădit mandatul unui parlamentar din România sau unui consilier local. Înțeleg, sau de altă parte, de la dumneavoastră, că problema e că ei vor să vă ponteze, ca să zic așa, la Parlament, deci să nu mai stați acasă, dar nu puteți veni la Parlament decât dacă aveți certificat. Da, dar și când stăteam acasă nu primeam diurnă.
Deci nu e o chestie, e tot așa. Numai diurna, stai. Nu, deci e doar diurna de ședință, despre asta e de discuția? Da. Sau nu? Nu? E diurna de ședință, despre asta spun. Ca să poți să ai activitate, trebuie să intri în clădirea Parlamentului să semnezi o comunică. Să bagi acolo. Dar nu e vorba de bani aici. Nu e vorba de bani. Cei care au stat, păi, dar am avut colegi și eu am fost un an de zile, n-am căcat. Păi și atunci de ce nu poți sta acasă? Poți sta acasă și ai același drepturi ca și cei care sunt înăuntru, nu? Da, dar tocmai asta spun, că vrea cei care stau acasă să nu mai poată vota electronic, să te oblige cumva să că doar tu trebuie să-ți exerciți mandatul. Cum ți-l exerciți mandatul? Prin vot. Deci tu va trebui să vii fizic, fiecare de unde, din ce țară e, să vină fizic la Strasburg sau la Bruxelles să voteze. Da. Ori ei vin și spun, da, dar nu vei putea intra în clădirea Parlamentului ca să voteze efectiv decât dacă ești vaccinat sau ai certificatul verde. Știți care e chestiunea? Eu am vorbit de lucrul ăsta din aprilie și am spus că se va ajunge la situația asta. Da, și sunt mulți colegi care au votat, o secundă, sunt mulți colegi care au votat pentru acest certificat verde, creat inițial pentru chipurile a facilita libertatea de circulație, care vin acum la mine și îmi spun, zice, Terhe, și ai avut dreptate. Hai să vedem ce putem face. Bă, zic, hai să facem, că facem, nu-i problemă. Dar nu poți. Deci când accepti de principiu astfel de cedare, în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților, unde se opresc ăștia? Exact cum i-am spus în față lui Reinders Didier, în plenarea Parlamentului. Unde vă opriți? Pentru că inițial a spus că nu poți să circul dintr-o țară în alta dacă n-ai certificat. Acum vine și spune că nu mai poți să mergi la serviciu, nu mai poți să mergi să-ți cumperi de mâncare, ba nu mai poți să mergi la doctor. Îmi scriu românii îndebuniți din Italia care spun... Păi nu se poate. Nu se poate să se mintă în halul ăsta în emisiunea asta. Deci, sau nu cu mine aici. Cum să nu poți să mergi la doctor când tocmai am descris procedura... Nu ați descris în România. Eu vă spun că din Italia primim petiții, sunt și pe rolul Parlamentului European în momentul de față, oamenii nebuniți care li s-a spus că dacă nu-s vaccinat din băcar la doctor... Li s-a spus, da, li s-a spus, s-a interzis, li s-a spus procedura de a merge la... Domnule, mai avem și noi copii studenți prin Occident, mai avem și noi neamuri pe acolo. Cum să nu să meargă la, cum să nu se poate merge la doctor? Merg la doctor, sunt bătrâni care fac... Cuvântul meu împotriva cuvântului dumneavoastră.